Nu știm ce zice bursa afacerilor din Hong Kong, dar cea din Mangalia se calculează la procente, la ponton. Inițiator de proiect, Mr. Liviu Vârciu. Începe un business. Ne trebuie primul și primul rând. Un business pleacă cu un plan. Nu? Care este ăla? Scritul. Deci, ia vezi. Ce fă, mă, tu scrii cu stânga? Da, Google. Păi nu scrie, bă, că e muși-muși. Ce-a făcut? Muși-muși, nu-ți iese business-ul. E de rău. Cum încep stângaci? Când calci cu stângul, te împiedici, cazi în cap. Hai, scrie tu. Așa, casa de marcat. Că trebuie să fim legali. Da. Facem bar, beach bar, sau facem și restaurant. Beach bar, n-ai cum că nu ești pe plajă. Faci bar. Dar pe ce suntem? Ești pe ponton. Facem ponton bar. Ponton bar. Yes, ok. Asta va fi filmat. Ponton bar. E mare boss. Așa să-i rămână numele. Așa să-i rămână numele. Deci, facem și cu mâncare? Păi și cine gătește? Că noi n-avem bucătărie cum au ăștia. Cum adică n-avem bucătărie? Uite-te la aragaz, știi cât poți să prepare acolo? Uite-te la aragaz, bună ziua! Da, nu e! Jucam mici și zero, deci fii atent, tu pui X. Eu pui X, eu pui zero. Zero. Înțelegi? Și te-am bătut. Zero. Cum? Zero, pare, așa, aici, da? Aici. Și cu X-ul ăsta aici, care n-ai ce să-i mai faci. Dacă eu vin aici cu asta? Care? Să vezi ce capace ne dă acum aici. Într-o zi la poarta mea, măi, stă neamărind și bătea. Crezi că ne arde, mă? Crezi că ne arde? Ei își făceau niște liste. N-avem nevoie de... X, Y, Z. Tot. N-aveam nimic. Dă-ne 10 lei, 100 de lei pentru Andrei. A, mă, chiar așa. Hai, bine, dă-ne 50, ca să crești primul. Să faci reducere de 50%. Mă dau 50 de lei? Da. Intrare de intrare. Păi discoteca asta. Băi, cum e? Că n-avem nimic. Eu te-am uitat, eu te-am uitat. Vă știți cum e? Da! Ce ne-a strâns, vă? De cum încolo? Ți-a zis, închide ușa. Eu am pus, dar n-am avut timp. Mi-a venit ideea, dar târziu. Important era că eu am vrut să văd unde locuiesc ei. Acum știu, că și ei știu unde locuiesc eu. Ne trebuie bar. Bar. Sticle. Mai avem patru. Stai, alea trebuie să facem după aia. Naciolit de sus. Cum naciolit? A zis că știu și unde le-ai pus și ne-am luat înapoi. Așa a zis. Și dacă îi pune dracu să facă ceva, am să-i fac ca aceste zile să nu le uite toată viața lor. Vorbesc singur ca nebunul! Ai luat o razna, ai început să vorbești pe stradă singur! Uitați-vă, oameni buni! Eu vorbesc frumos de el, că îl iubesc mult, că îl respect mult și că e ca și copilul meu. Și el, uite ce face! El caută acum băutura care mi-a furat-o de acolo. Mi-ai luat sticlele? Păi nu! Mi-am luat eu sticlele înapoi pe care... Mi-ai luat sticlele de aici? Asta înseamnă război! Război! Da? Tu le-ai luat de la mine, eu mi le-am luat înapoi. Treaba ta! Treaba mea? Treaba mea? Stai! Treaba mea? Treaba mea? Treaba mea? Ia! Haide acum, haide! Ia, ne-a furat sticlele, mă. Ce ți-am zis, mă? Scoate sticlele astea, să-i facem un ciudă. Ne-a mărit. Mi-a luat sticlele pe care eu le-am pus la adăpost sub o canapea. Hoție! Escrocherie! Ne-a mărit, bre! Stai așa! Ți-am zis, bre, să ai grijă de barul ăla! Și pe asta ce ai făcut la asta? Iar? Nu sunteți cumiți, nu? Bine! Guguleta, să ne apărăm barca! Da, cum facem? Hai să vedem ce ne spar tot! Deci nu sunteți cumiți, nu? Ce-a ia-mă lanțul că e acolo! Ia mă prostă lanțul! Uite-mă! Da, cu bine, măi, prostă! Iar acum, haide! Haide, ne-mi le-a dat la coare, repede! Până la păr! Până! Dă-i cu dă-i cu ura, măi! Doamne, cred și o mine bombă. 50 de pietre aruncat, ai văzut? Ce ai scrie, bă? Are loc unde le ascunde, le-am văzut la gunoi. Uite așa, mormand de pietre are. Păi bine, eu am venit să mă asigur că sunteți bine. Dacă aveți nevoie de ceva, eu știu așa, ca între vecini, să ne ajutăm. Și ei au început cu glumele cu mine. Trebuie să ne luăm niște vopseluri de-astea pentru sus. Să vopsim un pic ale albe. Albe? Așa. Sunt o sticlă de băutură, niște pahare. Veselă?
Sus mai avem doar două canapele, ne trebuie mese și scaune. Gogule, muncim mai mult decât am muncit la ăla, mă, să facem ceva. Și mai luăm și bani acolo. Da. Aici n-ai nicio garanție. Păi la ăla doar mă duceam, făceam niște livrări, mai rădeam, Caterin, mai băgam că... Avem frigiderul ăla, luam tot și acum mesete, de unde eu? Hai să mergem, că uite amintul. Hai. Scuzați, bună ziua, domnule. Margherita, îmi pare bine. V-am adus comanda super, super bună. Și uite așa, am ajuns la poliția de frontieră. Aveți 7 meniuri, nu? Da, da. Uitați aici banii. Așa. Mulțumim. A venit un domn și ne-a luat comanda, care mi s-a părut foarte drăguț. Și acolo m-am hotărât ca eu să trec la volan. Și să pui o marga mea la mașină, mâncația și nimeni la ta. Ia de-o leacă, de-o leacă. Nu stai, fată, uleacă, mă! Unde stai, că puțin! Dumnezeule, ajutor, Doamne! Și am dat în panică puțin. Și după asta m-am dus, am întors eu mașina, marca, te rog frumos, lasă-mă așa. Am scos-o din frontieră până la urmă și l-am sătut-o pe ea să o conducă. Mașina asta nu funcționează, nu știu, nu mai merge. Dar e frâna de mână. E frâna de mână trasă în pana mea. Vă dau, uite acum. Wow! Mamă, mâncat. Să mură dacă mai știu și eu. Apasă și tu acolo ambreiajul, fata. Apasă, uite, da, ambreiajul e stânga, da? De așa, ia acum, și apasă ușor. Ușor ambreiajul cu accelerația. Ai accelerația, așa. A, pe accelerație eu apăsam pe frână. Pentru că eu am două pedale. Mașina aceea avea trei. Și merge așa, bravo, mă. Dă-i înainte acum, dă-i așa, mergi. Mai așa, și dă-i a doua. Așa, a doua dă-i. Apasă ambreiajul, bang, și accelerează. Gata, frate, mai că am bravo. Cu 20, cu 40 la ora, în 40 a fost maxim. Ține că trebuie să-mi fac neapărat buzele, că altfel nu, eu nu pot să-l conduc dacă să nu am buze. Nu pot, dacă nu... Doamne, frate. Îți imaginezi că să te mai te-a uitat și să te-am așa, mai te-aș mă dau așa la ea. Dacă nu am buzele făcute, parcă nu pot să o conduc, nu pot. Ține tu de volan, te rog, ține. M-a spart buzele la volan, la mașină, acum. M-a enervat Cătălin, țipa în continuu la mine, că femeie, ce faci, femeie, ce faci? Femeie, tu mă omori. Bă, schimbă viteza, m***a. Ce o să te-am volan, eu aș face așa? Îți spui seama ce zile am ajuns, frate? M-ai distrus psihic. Să-mi bag, mă dă emoții, frate, ai cuvântul meu. Așa, tu gata. Gata, frate. Ne trebuie firmă. Luminoasă sau neluminoasă? Firma luminoasă. Eu nu glumesc acum. Eu zic așa, să ne facem pe amândoi, în mărime naturală, sau puțin mai înalt, să știi, mi-am dorit-o, 1,81. Mai înalt, ochi albaștri. Dacă îmi faci ochi albaștri, eu mă fac. Așa, putem. Ochi albaștri. Ochi albaștri. Păr frumos, bălai. Cum ai fi să ai părul? Așa. Ești mulțumit cu el, nu? Da. Eu vreau blond. Deci ochi albaștri, părul blond. Ochi albaștri. De... Cum se numește filmul? Ponton Bar. Ponton Bar? Liviu și Andrei, Ponton Bar. Pff, i-am spart. Cum să zic, Liviu și Andrei? Te-ai gândit tu? Ce mă, Liviu și Andrei pe L.A. Mam, bravo, mă. L.A. Bar, mă. L.A. Bar, gata. Liviu și Andrei. Gata. L.A. Bar. Nu. Ponton Bar. Tot le-am lungit. Se citește la. Da, la ponton, mă. La ponton, mă, gata, mă, că suntem în română aici, gata. La ponton. Director Liviu Vârciu și Ștefănescu Andrei. Semnez. Și pui și asta. Aia, că nu știi mai mult. Colegul tău i-a spus așa, să dea jos tot ce e ale inimioare cu roșu să le scoată. Și tot ce e acolo, mi-a zis neamărin să dau inimioarele jos. Tot ce e acolo, vă gândiți voi cam cum ne vedeți pe toată suprafața asta, cum am putea să punem alea să arate superb. Neamărin, normal că ne-a dat altă treabă, că nu-i logic. Să decorăm restaurantul cu obiecte pe care noi le-am cumpărat ieri. Ce a zis neamărin să fac? Sexy girl. Hai, vine încoace, hai! Hai, populară.
Da. Apasă mai întâi. Și mergem. Mergem și ajungem în Mangalia. La intrare Mangalia. Păi, de doua, apasă doua. Top, frână. Marga, treceri de pietoni. Tage o frână, Marga. Tu așa e obligat în filme. Nu știu, să mură dacă nu deschizi geamul. Vreau să-mi iau 2 crembuști. Eu ce să mă, am închis așa în sec, că am blocat circulația. Nu are nimic, eu nu mai pot de foame. Hai că luăm fug mai încolo, hai să mergem. Bune. Bă, stai că e în spate. Bada de a treia, bada de a cuier în spate. Stai, frate, că nu mai știu că mă enervez acum aici. Trebuie să pui în a întâia, calcambreajul, în a doua, calcambreajul pune frână, a treia, calcambreajul pune frână, bagă accelerația, dă-i pe nu știu cum. Mi se pare foarte complicat, adică nu înțeleg de ce în de ună zi mai există astfel de mașini cu manetă. Scuze, mi-a murit motorul. Dacă să te aude cineva că ți-a murit ție motorul. A intrat Marga în Mangalia sau pe circulație? Scuze! Era trecerea de pietoni, mașinile în spate, toate claxonau. Ei se părea fanii. Mamă, ți-a zis toată lumea la noi, nebunie. Mașina asta o ia cu spatele, frate! Nu mai știam cum să pornesc mașina. În spatele nostru era un șir de mașini. M-a omorât, mă distrug ție femeia asta cu mine. Bă, femeie, mă omori! Am ieșit cum mai puteam, frate, să mai stau, nebuneam. Era foarte speriat. Probabil că nu are încredere foarte multă în mine. Din jurul tot și m-a dat jos de la volan. Hai că nu mai eu conduc! Dă-i mai în față că mă opresc până aici, să iau 2 crembuși, că nu mai pot de foame. Eu intru mașină, Marga s-a dus să-și ia covrigi, frate. Că vă să o covrigărie. Hai. Mi-a luat un hot dog, i-am luat și lui. Ia, frate, ia și mănâncă un crembuș. Deci nu mai pot, fratele meu. Ia! Nu, bă! Hai! Deci am fost supus la un chin profund. Gata! Femeie, bag unde să ajungem! Hai! M-a enervat Cătălin foarte tare pentru că el și-a luat prea în serios această treabă cu livrarea. Și am căutat la asistența socială din Mangalia. Am ajuns acolo. Bună ziua, cu bună ziua! Să bună ziua, doamnelor! Vai! Ce doamne frumoase, drăguțe! Scuzați, doamnelor, de întârziere, dar știți, am condus eu și m-am cam încurcat. Am întârziat, ce-i drept, ceva, dar ne-am cerut scuze și eu și Cătălin. Vă dați seama că asta cu cerutul scuze, ne cerem scuze. Ce dacă ajungeam și la timp, tot îi ceream scuze, că eram deja în reflex, nu o să-mi cer scuze. Chiar am fost plăcut surprinsă pentru că am văzut oameni care, deși noi am întârziat și n-am fost punctuali, serioși, ne-au întâmpinat cu zâmbetul pe buze, ba chiar ne-a dat și șpagă și s-au comportat foarte frumos cu noi, așa da să tot ai clienți. Marga foarte dezvoltă, foarte liniștită. Ce, ești bine, ești ok? Cum te simți tu? Zic că Marga, cum să mă simt extraordinar, nici cum, dar cum crezi tu că mă simt eu? Mă simt foarte bine, ceasul este ora 2, am fost până în vamă. Așa și abia acum se a doua comandă, lumea sună în traci, mă simt foarte bine, Marga. Noi ne-am făcut listă, ne-am făcut tot ce trebuie, acum mergem să ne dăm și la Neamărin. Și ce putem să luăm de la Neamărin? Exact. Cu 4.000 de lei nu te descurci nici să-ți deschizi o gogoșerie sau... Că gogoșerie? Tu nu ți-ai ce să... Nimic. Să luăm una. De paravă, de. Dar tu de ce vii cu mâna goală, gogoșerie? Am avut un trâmbuș. Ce ai avut un trâmbuș? De ce n-ai luat un bax de apă, mă? Mi-ai zis? Ai plecat ca un pervers singur? De ce n-ai luat și tu? Acum am venit la faptă eu, tu de ce n-ai luat și tu? Eu eram nevinovat. De ce eram? Pentru că eu abia venisem, eu nu știam. Vina s-a făcuse deja. Hei! Gata! Ați terminat-o! Sunteți salic! Am primit marfă, vrei! Ce vrei, am primit marfă! V-am lăsat special! Am primit marfă, Bren, auzi? Ați primit marfă, da? Da! Marfă, mă, deschide repede! Deschide repede, mă! Nu, hai de vreo, vină cu a! Hai de vreo, vină cu a! Hai de vreo, vină cu a! Păi crezi că noi suntem fraieri? Noi nu ne-am pregătit altirele aici? Numai să pui piciorul și ai să vezi! Bogule, trebuie să ne pregătim neapărat ca vreo. Ce ți-am zis eu cu Aramiță ție? Să fac ușa cu iată! Ia vină cu Aramiță să sunt vagolit tot de aici! Foarte bine, Marilena! Veniți încoace! Uite, ușa deschisă! Da? V-am spus să țineți ușa închisă! Că ăștia vor fura! Tot ce a fost aici băuturi, veniți încoace! Veniți încoace amândouă! Veniți încoace!
Și vrei să spun ceva? Trebuie să și tăiem asta. Eu nu știu cum o să facem noi să intre lumea pe aici. Băi, le-am spus să aveți grijă că turbații vin aici. Ce-ai luat, mă? Ce ai venit cu corul, Madrigal? Sunt bune de plată astea. Eu nu cred că mă mai nenorocit. Haideți să nu ne punem la televizor, să ne dăm un fapt așa, cum ar fi să spun că eu le-am furat. Posibil să fi fost niște sticle pe care eu le-am pus înainte în bar și doar mi le-am luat de acolo și mi le-am dus acasă. Hai, Margherita, tu ești șefa. Da, aici sunt pe teritoriul meu. Bun. Aici ești pe teritoriul tău. Am ajuns și la salon, locul unde eu mă simt cel mai bine. Ce rapide am făcut, nu? Nu, dar 2 ore jumate. Acum, și am profitat și eu puțin de acel local și m-am dat și eu curuș, mai mi-am dat un refresh și am adus și comanda. Ce drăguț sunteți, mersi frumos, pe la treabă! Mulțumim frumos! Am ajuns și la spital, unde am fost întâmpinați de doamnele de acolo. Ne cerem scuze că am... Bună ziua, nu cred! Ați adus și bonus că ați întârziat? Păi da, doamnă, cerem scuze că am întârziat. 2 ore! Da, doamnă, știu! Dați-ți, măi, ajutați-vă la mine, sunt și Margherita, zici tu ceva? M-am simțit jenată în momentul în care ni s-a atras atenția că am întârziat și comanda noastră, de fapt, nu mai este necesară, că au mâncat. Pentru mine, delivery-ul a fost un coșmar. Este foarte greu, deja mă doare capul, adică tensiunea la creier, trece la sânge. Și tot urla, tot urla în cap, la un moment dat mă stresa și pe mine foarte tare. Nu înțeleg de ce se stresează atât de tare. Bă, am și eu limita mea, nebunesc. Avem mașină 5 comenzi care nu l-am folosit, efectiv. Și nu, mă întotdeauna să ne cerem scuze, ne cerem scuze. Cătălin se tot agită, are impresia că este într-o mare competiție de mare anvergură. Ne facem de așa. Pierdem comenzi, facem mâncare degeaba, neamărinie este minus și nu mai este nimica. El e foarte implicat, înțeleg și apreciez această implicare, dar uneori exagerează, uită să mai fie om. Băiatul meu! Uite-o! Uite-mă, cum să fii? Cel mai responsabil și cel mai implicat om pe care eu l-am cunoscut în viața asta. Vai, deci mi-a dat și mie din stresul lui. Măi, Cătăline, dar mai trăiește și tu viața, mai trăiește și tu clipa, că ce atâta stres, frate? O viață avem, mă rog. Uite, uite, vezi? Uite, mă, ăsta-i secretul vieții, mă. Ăsta-i secretul vieții, mă, uite. Păi da, ești tânăr, trebuie să te distrezi, să nu-ți pese, frate, poate să ia foc țara, poate să întâmple orice. Doamne, dă-mi și mie din energie. Ta, să fiu și eu așa liniștit ca tine, mă. Să nu mai am sentimentul ăsta de stres, mă. Păi, spune eu secretul. Și care e secretul? Să fii așa? Să nu-ți mai pese, frate, de nimic și de nimeni. Nu mai te interesează de nimic. De tine și atâta. Poate să ia foc orice. Că ce-ți pasă ție? Ia ce te afectează? De ce ai văzut, da? Așa, așa, dragul meu, Cătălin, vei ajunge la beatitudine. Eu încă n-am ajuns starea asta de beatitudine, n-am atins starea de beatitudine, dar o să o ating eu cândva vreodată, de la fratele nostru Oșo. Hai, te-am pupat pe pălărie, că la vară nu se știe. Deci stai puțin să mă concentrez și o să aduc la beatitudine, da? Voi fi Oșo, da? Mă duc eu să-l iau la vrăjeală și tu te duci pe-n parte și iei boxurile, da? Hai. Eu ce să fac? Ca un prieten devotat și ca un om... Dacă el spunea tu să iei, nu mă duceam? Da. Lasă-mă să-l cumpăr și-o un suc. Da, da. Îți dă tăticuțul tău suc. Că stai, mă, nu mai dă, mă. Dar nu-ți dau, stai. Da, mai dă, mă, nu mai dă, mă, nu mai dă. Ce vrei, mă, ce vrei? Eu trebuia să-l țin pe Neamărin în brațe și să nu cumva să vină în bucătărie să-l vadă pe ăsta că... Leia! Ale noastre lucruri. Tu ai cerut-o. Fii atent că tu ai cerut-o, da? Da, bine. 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 Vedeta, că curaj, nu mă ajută. Nu, 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 Andrei. Las că vezi acum, fii atent. Vezi acum. Gata, l-ai stricat, gata. Și eu am venit nevinovat, m-am dus, am luat sticlele, nu? E adevărat, el nu era atent. Eu n-am vrut să... aia ca să nu se simtă, poate se atașa de ele. Poate era nu, atașat. Dar poate nu știa că el nu mai știe care sunt ale lui și care sunt ale mele. Lasă-mă, de ce nu mă lași în pace? Nu mă lași? Dacă dai cu ăla, te muști tale. Da? Așa, mușcă-mă, mă, casă. Mușcă-mă, mă, casă. Mușcă-mă. Și eu m-am dus, am luat și eu câte ceva de pe acolo, da. Nu? Ce luasem? Cartonașul ăla de ouă? Iată-mi, niște crembuși? Da, bă, de gândaci. Nu mai dau, mă, dar ce-i mai disturbat așa? Băuturile? Care băuturile? De spate.
Bă, l-ai luat înapoi? Nu, alea care le-ai luat acum. Care alea? Sucuri. Te-am văzut când l-ai luat. Te-am lăsat să vedem ca să am dovada. Și l-am ținut până m-a spart cu bătaia. Și când m-am dus înapoi să văd ce a furat, ce a luat. Să se lepede de noi. Să te lepădat. Te-a lepădat. Când m-am dus și am văzut ce a luat. Ce am luat înapoi? Ce a luat înapoi? Două baxuri de apă. Patru. Și un cofrac de ouă care, ce crezi, nu era al meu, că eu spun că nu e al meu, nu e al meu. Eu de unde să știu cu ce îl împrumutase el pe Neamărin sau ce lăsase acolo? Spiritoasele. Eu am luat de toate. Am luat niște sticle, dar n-am mai găsit, n-am mai prins. Am luat apa, am luat ceai, am luat... Mai mi-am amintit că m-am niște energi pe tine, ți-am zis, spiritoasele sunt ale mele, lăptoasele sunt ale lui. Spiritoasele. Spiritoase. Alea peste un milion. Amândouă. Tu stai și ofrești și eu muncesc. Dar nu mai intra, mă! Băi, frate, al! Liviu este pus pe furat. Care să o iei prin bucătărie? Taci din gură. Unei, frate. Ce faci? Prinde! Ce ai furat? Când mi-a dat Neamărin. Eu n-am avut șef în viața mea, eu n-am suportat să mă comande nimeni! Pontonul ăsta îl arunc în aer.